Suntem la început suntem la început de an. Vă dorim multă sănătate și spor în toate proiectele pe care le aveți în plan. Nu s-a confirmat nicio peste porcină la noi în localitate, doar în județul Argeș, într-o localitate vecină, comuna Sărătrucu, a fost depistat un caz de peste porcină africană la un pol mistreț și din acest motiv, conform unor norme de igienă sanitară, care spun că într-o zonă de 8 plus 5 km, TSVSA-ul este obligat să instituie zona de restricție. Când vorbim de restricție, înseamnă că nu avem deocamdată niciun focar de peste porcină africană, ba mai mult trebuie să anunț oamenii să nu se panicheze. De fapt, am și făcut lucrul acesta mutua dintre ei, spunându-le că astăzi, mâine și poimine, cei de la TSVSA merg din poartă în poartă, de la fiecare gospodar în parte, să le transmită care sunt condițiile de avertizare sau de eliminare, zicem așa, a unor eventuale îmbolnăviri a porcilor din gospodării. Și aici este vorba de a nu se lăsa porcii nesupravegheați, liberi, să fie crescuți în locuri special amenajate, să se intre cu încălțăminte adecvată la ei, să nu se împrumute cu alimentație vegetală sau animalieră animală de la unii la alții și așa mai departe. Dar, încă o dată mă repet, comuna Peișan nu a fost diagnosticată cu nicio infectare de peste porcină la nivelul de județ. Cum au primit vestea locatarii, cetățenii? Locatarii știau de faptul că încă din la începutul lunii decembrie sau chiar de la sfârșitul lunii noiembrie, în comuna vecină, s-a întâmplat descoperirea acelui focar de infecție peste porcină. De Crăciun și-au tăiat toți porcii în condițiile normale. Cei care au porci de crescut în viitor sau pentru anul 2020, cu siguranță îi cresc în aceleași condiții ca și până acum. Este mai puțin credibil că la nivel de zonă montană porcii sunt lăsați liberi pe câmp, când nu avem câmpuri, terenurile agricole fiind restrânse în perimetru, deci nu cred că sunt probleme de genul ăsta. Și atunci, fiecare știe ce au făcut. Eventual numai cu porcii mistreți care trebuie să... Și nici toate satele nu sunt prinse în zona de restricție. Spuneam că, în baza acelor norme, s-au luat în considerare satele care sunt apropiate zonele respective. Cum din comuna Sărătrucu, unde s-a declanșat acel focar de boală și până la Peișan, satele cel mai apropiat este satul Poiana, care este la o distanță de circa 10 km de punctul respectiv și mai intră obligatoriu lângă acest sat și satele Pripoara de Sus și Surdoiu, care sunt în perimetrul celor 13 km. Sperăm să nu avem nicio problemă din punct de vedere al contaminării acestei boli, pentru că știți și dumneavoastră că nu este un lucru bun pentru gospodari, nici pentru noi ca localitate, așa că, din punctul ăsta de vedere, deocamdată n-ar trebui să ne creăm probleme. Referitor la buget, aveți ceva noutăți? Astăzi am văzut pe internet că s-a publicat în monitorul oficial sau în monitorul oficial două acte de legi. Este vorba de Ordonanța 1 pe 2020, care vine și specifică care sunt condițiile de plată a salariilor, a investițiilor pentru anul 2020 și legea bugetului, legea 5, tot din 2020, care de-a și de-aia vine și aduce precizări și, până la urmă, și modul de finanțare al administrațiilor publice locale la nivelul acestui an. M-am uitat puțin prin lege, n-am avut timp să o spicuiesc pe toată, dar din punctul meu de vedere, eu zic că speranțele nu sunt foarte mari, probabil și din cauza că bugetul statului este precar, se știe destul de bine, se vorbește continuu despre acest lucru. Cert este că dacă anul trecut am primit
1000 de lei pe cap de locuitor în comunitățile din mediul rural. Anul acesta vom primi 830 în prima etapă și în etapa a doua nu se specifică clar care va fi diferența de finanțare, numai că rămân pe aceeași nemulțumire ca anul trecut, când la localitățile foarte mici, mai mici decât localitatea noastră, se alocă bani aproape cât și celor care au de 3-4 ori mai mulți locuitori la nivel de comună. Adică s-a pus un plafon minim, anul trecut a fost de 2 milioane de lei, anul ăsta a rămas la 1.500 de lei pentru localitățile cu populație sub 1.500 de locuitori. Nu zic că nu ar trebui să li se dea acești bani, numai că lucrurile nu se potrivesc din punct de vedere a cheltuirii lor, odată că, din punct de vedere salarial, pentru personalul care îl deține fiecare unitate, nu poți să crezi că o localitate foarte mică are un același număr de salariați ca una mai mare de 2 sau 3 ori ca număr de locuitori. Apoi, cheltuielile de funcționare sunt diferite, de exemplu, în comparație cu localitatea la 700 de locuitori, o comunitate cu 2-3-4.500 sau 2.500 până la 3.000 vine cu cheltuieli duble, triple sau chiar mai mult pentru funcționare. Una e să ai să întreții 50 km de drumuri, alta să ai să întreții 7-10. La fel se întâmplă și cu imatul public. Ai o rețea de 40 de km, e clar că consum de 4 ori mai mult decât una de 10 km. Și exemple pot continua. Dar nu avem ce face, ne supunem legii și sperăm să putem funcționa ca așa am trecut, că până la urmă trebuie să recunosc că eu m-am încadrat și cu acei bani primiți de anul trecut, ba mai mult la nivelul anului respectiv, la sfârșitul lui, n-am rămas dator către niciun furnizor de servicii sau către nicio datorie publică pe care trebuia să o achit. Ați reușit totuși să vă gospodăriți? Da, partea grea este, sau nemulțumitoare din punctul meu de vedere, că nu primim bani pentru secțiunea dezvoltare, adică pentru creere de obiective noi în infrastructură. Este adevărat, la nivel de comună n-aș mai avea multe lucruri de realizat în infrastructură, dar totuși mai sunt lucruri care necesită finanțare sau necesită terminarea unul sau promovarea și terminarea unor alte obiective necesare comunităților. Nu am decât să începem din nou de a pregăti proiecte de infrastructură pentru finanțări europene. Numai că și aici avem o problemă, aflându-ne în ultimul an din etapa de finanțare europeană 2014-2020, nu pot să sper la nicio finanțare nici din domeniul respectiv. Probabil, abia acum sau în acest an, se vor crea noi de condiții de eligibilitate a unor ghiduri de finanțare la noua etapă de finanțare europeană. Nu cunosc care va fi etapa de finanțare, pe ce perioadă, 2020-2025 sau poate mai mică sau mai mare. Cert este că este un an greu. Mai mult, avem și un an electoral cu două tipuri de alegeri locale, parlamentare. Deci, din punct de vedere al dezvoltării localităților la nivel de România, zic eu, anul ăsta va fi un puțin static pe partea de dezvoltare. Bănuiesc că majoritatea localităților se vor axa în mod special pe partea de funcționare ca să suporte cheltuielile de funcționare ale administrației locale pe utilități și, bineînțeles, pentru organizarea alegerilor de care vorbesc. Legat de infrastructură, ați mai avut lucrări recente? Am făcut o prezentare a lor la sfârșitul anului trecut. Au fost foarte multe. A fost un an de boom administrativ infrastructural în localitate. Spuneam că s-au asfaltat multe drumuri de interes local, vreo 16 la număr, din care 15 au fost finalizate. Vor continua lucrările în acest an, ba se lucrează la acest obiectiv de investiții. Am văzut că constructorul deja are oameni pentru construirea gabioanelor, care nu necesită până la urmă restricții de muncă, pentru că nu doar piața nu are cum să înghețe. Un altul și cel mai important pe care l-am tot promovat și discutat, finalizarea asfaltării drumului Groși, care leagă comuna Peișan de comuna Beislavești. În decurs de maxim 2 săptămâni trebuie să facem recepția lucrărilor. N-am terminat cu acest obiectiv pentru că la recepție trebuie să beneficiez de mai multe
obligație, nu un beneficiu, obligație. Adică să respecti anumite condiții. Deci în maxim 2 săptămâni de zile va avea loc și excepția respectivă. Un alt obiectiv important ce urmează să recepționeze în imediata perioadă de timp, probabil săptămâna viitoare, este vorba de finalizarea lucrurilor la grădiniță din satul Năceni. Cum e spus, mă repet, este singura grădiniță construită în afara unităților școlare, care funcționează, care va funcționa în afara unităților școlare, o investiție de 400.000 de lei, aproape, să zic așa, 4 miliarde și jumătate în bani vechi. Aici am obținut finanțarea prin ordonanța 28, sau în baza ordonanței 28, prin PNDL 2, unde am avut și noi o cotă de cofinanțare de 20%, am reglementat-o și pe aceea, deci am și plătit-o, deci urmează doar recepția lucrurilor. Aici este un obiectiv extraordinar de model, era normal să fie la nivelul acestea, deoarece suntem în secolul 21, anul 2020, nu mai putem aborda construiri de obiective cu condiții tehnice improvizate. A fost dotată și cu mobilier nou? Totul, inclusiv cu bucătărie, cu obiecte utilități, sanitare. Obiecte sanitare, termice și așa mai departe. Este unul dintre obiectivele reușite, să zic așa, realizate în ultimii ani în Preșa. Deci cam după vacanță copiii vor putea intra. Da, chiar la începerea semestrului următor, ei vor putea fi încadrați în acest corp de utilitate și cred că o să le convine. Referitor la proiectele noi pe care le aveți în plan, bănuiesc că după noul buget veți ști mai sigur. Sper să rămână ceva bani și pentru secțiunea dezvoltare. Deja am spus că speranțele sunt minime din ceea ce am văzut în bugetul sau în legea bugetului pe anul 2020, dar asta nu înseamnă că nu vom mai crea nimic în infrastructură, pentru că noastră mă cunoașteți oamenii de aici și mai bine. Din 2014 până acum n-a existat un an calendaristic ca în localitatea Perișan să nu se lucreze pe un șantier. Ba, am uitat să spun că deja trebuie să le luăm lucrările la obiectivul de investiții, amenajare recreațională sportivă, ce se va construi în centrul localității, la școala, în centrul de aici, pe terenul de acolo, unde constructorul trebuie să vină să înceapă sau să dea drumul la lucrări pentru construirea unei construcții administrative sportive, o sală de fitness, o sală de sport, o mică sală de sport, în aceasta, un teren sintetic de fotbal, sau, de fapt, mini-fotbal și tenis de câmp și alte destinații. Este vorba de un proiect derulat tot prin fonduri europene, prin GAL, care până la sfârșitul anului, în mod precis, la 1 septembrie, trebuie să fie pus în funcțiune. Adică, sigur, vom avea lucrări în infrastructură și în acest an. Mulțumim frumos, domnule primar, și vă dorim spor la treabă. Mulțumesc. Ce v-ați propus. Mulțumesc.
vă rog să ne spuneți cam de când au început lucrările. Lucrările au început în luna octombrie și nu mă așteptam să termin constructul atât de repede. Iată că la începutul anului, în luna ianuarie, până în 10, sau mă rog, până în 13, când începe semestrul 2 școlar, ea este deja va fi funcțională. Săptămâna viitoare, când copiii vor veni la grădiniță, nu vor mai merge în grădinița din incinta școlii și vor veni direct în această grădiniță. Deci, dumneavoastră, deja constructorul a făcut probele termice, caloriferele sunt fierbinți, aici deci se simte deja căldura, au pregătit sala de mese, au pregătit sala de curs, au pregătit bucătăria, cu tot ce le trebuie. Este un spațiu mai mult decât suficient pentru această, pentru acest domeniu, să zic. Este o grădință cu program normal. Cu program normal. Vă dați seama că nu sunt nici prea mulți copii, sunt doar 20 și ceva de copii, o grupă de preșcolari, cum la noi mămicile nu prea sunt ocupate cu servicii, cu locul de muncă, deci ele vin dimineața și cu copii și la terminarea cursului vinde și ia fiecare. Cât are grădința? O sală de grupă sau mai multe? O singură grupă. O singură sală de grupă. Oricum, cred că peste numărul din acest moment, cine știe când se va mai întâlni satul respectiv, pentru că demografic pierdem din zi în zi numărul copiilor și chiar populația locală. Obiectele sanitare, mobilierul sunt toate noi? Vedeți și dumneavoastră, totul este nou, mobilier, toate rețelele sunt noi, adică ce să mai... Am reabilitat un obiectiv care arată ca nou. Centrala Elene. Centrala Elene. Ar fi fost culmea să fie centrală pe gaz, dar pe aici nu avem rețea de gaz, dar avem destulă pădure ca să ne putem, eu știu, folosi cu centrala Elene. Deci de luni copiii se vor bucura în nouă clădire. Mulțumim. Cu plăcere.